Dragi slăniceni, revin cu un material filmat forțat de împrejurarea creată de filmul care circulă pe internet referitor la denigrarea stațiunii Stănii Moldova. Acești oameni care n-au contenit 4 ani de zile să mă denigreze pe mine și să mă hărțuiască, să mă acuze de nenumărate lucruri pe care eu nu le-am făcut, continuă în această perioadă de campanie să denigreze practic localitatea Stănii Moldova, pentru că acolo nu denigrează doar pe primar, denigrează și cetățenii din această localitate și frânează dezvoltarea localității noastre. Mergând zilnic prin teren, stând de vorbă cu cetățenii, toți îmi spun: domnul primar, de ce nu ieșiți, de ce nu spuneți și dumneavoastră ceva, pentru că uitați ce fac ăștia, ne distrug de tot. Și astăzi o să spun că timp de 26 de ani controlul acestei stațiuni a fost efectuat de către o gașcă de oameni sub știința și oblăduința partidului PSD. Eu vreau să vă spun, dragi cetățeni, că acești oameni au avut toate clădirile, toate hotelurile și clădirile din Stănic Moldova, inclusiv clădirea Casino, unde s-a filmat, inclusiv izvoarele din Stănic Moldova au fost pe mâna lor. Nu este vina mea că au pierdut toate aceste hoteluri. Nu este vina mea că au demonstrat neperformanță, că au fost niște oameni care nu au știut să-și chibzuiască, să-și drămuiască banul și să conducă această stațiune așa cum se conduce, cu performanță, cu profesionalism, nu cu teroare și opresiuni. Pentru cei care își amintesc, în spatele cazinoului unde s-a filmat, care astăzi este în proprietate privată datorită lor, era sediul PSD. Avem și astăzi fotografii cu acea reclamă de la balconul de la etajul 1 acolo, unde ei și-au instalat sediu. Astăzi nu este vina primarului Baciu că ei au pierdut această clădire, că această clădire este în domeniul privat. Primarul Baciu încearcă să o readucă la primărie, să o readucă acolo unde este locul. Și vă asigur că și clădirea și izvoarele vor veni la primărie și terenul și toate celelalte. Deja izvoarele în mare parte sunt, după cum bine știți. Aș vrea să vă spun că toate acuzele, că eu aș frâna, aș intra în conflict cu agenții economici, sunt niște aberații, pentru că eu am și agenții economici care înțeleg că trebuie să fim corecți. Am și agenții economici care înțeleg că fără aceste taxe, fără plata impozitelor, noi nu vom putea dezvolta această localitate. Dar am și agenții economici care vor să nu plătească, care vor să fenteze, care ne plimbă prin instanțe de aiurea, pentru că nu este corect ca o entitate, un agent economic să plătească și celălalt să nu plătească. Sunt aici pentru dreptate, sunt aici pentru corectitudine și vă asigur că acest lucru se va întâmpla și pe viitor. Stând de vorbă cu oameni, am constatat că foarte mulți cunosc ce s-a întâmplat în această localitate în ultimii 26 de ani, 30 de ani de acum, după ce eu 4 ani sunt la cârma acestei localități. Și foarte mulți știu că nu aveau nici măcar o roabă cu care să întrețină stațiunea. Nu aveau o mașină mai nouă de 10 ani, toate erau vechi, unele le-au casat, am avut buldoescavator, am avut atâtea utilaje și s-a ales praful de ele pentru că n-au știut să le gestioneze și n-au știut să cumpere altele noi. Dragi stăniceni, nu vă lăsați păcăliți, eu vă asigur de tot sprijinul meu, vă asigur că nu am trădat pe nimeni, dimpotrivă, cei care au plecat din echipa lui Baciu nu vor corectitudine, nu vor profesionalism, nu vor ca această localitate să se dezvolte prin hărnicie, să se dezvolte prin chibzuirea banului public. Eu cred că am dat dovada în această perioadă că
am priceperea și am cunoștințele necesare, profesionalismul necesar și determinarea necesară ca să facem din această localitate o emblemă a Moldovei, o emblemă a României. Și vă asigur că voi fi cât se poate de tranșant și cât se poate de corect, de ferm cu acești oameni, pentru că ei nu-și recunosc minusurile lor. Ei vor să bage sub preș ceea ce este rău, ceea ce ei au făcut rău și să scoată în față numai greșelile altora. Acești oameni au avut șansa, cel puțin 12 ani, să vă demonstreze că se pricep la gospodărirea orașului, la administrație și nu au făcut această dovadă. Ei trebuie să-și asume astăzi acest minus și să ne lase, să nu încerce să denigreze, să nu încerce să strice practic munca, să distrugă munca unor oameni de bine din această localitate. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și să dea Dumnezeu ca împreună să facem această localitate așa cum ne dorim cu toții, o localitate în care să ne putem spune părerea, în care să zâmbim, să putem să ne împărtășim gândurile, în care să ne simțim bine, să ne respectăm și să performăm, să menținem copiii și nepoții noștri să lucreze aici așa cum trebuie, să fie mulțumiți și în felul acesta vom construi practic o localitate așa cum cu toții ne dorim. Vă mulțumesc!